efectiv, aproape mi-au dat lacrimile în primele minute în care am văzut cum stăteau toți răniți, întinși pe jos și nu-i ajuta nimeni. Și asta mi s-a părut cel mai dureros lucru. Faptul că erau multe victime întinse pe jos, repet, unii cu mâinile ridicate cerând ajutor și toți ceilalți nu-i băgau în seamă, nimeni. Este șocant să vezi așa ceva. Nu am ascultat și urletele lor pentru că nu cred că mai rezist, nu mă mai țin nervii pentru așa ceva. Nu înțeleg cum a fost posibil așa ceva, deci cum? Să fie atâtea victime, atâția oameni care cerau ajutor și să nu-i ajute nimeni. Și apoi, de ce erau duși pe niște paleți de lemn, așa duși niște arși în halul ăsta și te miri după aia că au bacterii și că mor?